Însoțiți de părinți și bunici, copiii din blocurile aflate în zona școlii numărul 10 au venit la sediul PNL din cartierul Tineretului, unde au asistat la un spectacol pregătit de liberalii giurgiuveni. Și pentru că este perioada în care tot copiii sunt în prim plan, spectacolul a fost susținut de artiști cu vârste din cele mai fragede. Fiindcă astăzi de serbare și cu toții a venit, noi vă facem o urare și vă spunem bun venit! Bine ați venit, dragi invitați, cu noi un pic să vă distrați! Să fiți din nou copii ca noi și să uitați de noi voi! Un pom de iarnă împodobire acum a pregătit și ne spune că va sosi și îndată va veni Moș Crăciun cel mâncare care de toți e îndrăgit! Bravo! De la evenimentul de ieri seară nu a lipsit nici Moș Crăciun, iar a fost invitat de gazde pentru a le oferi cadouri copiilor. Bravo! Alexia! Ce mai venit moșul la tine? Manifestarea de ieri seară a fost o reușită din toate punctele de vedere. De aceea și cei care au muncit ca să o organizeze s-au declarat mulțumiți. Am vrut să aducem un pic de bucurie în sufletele copiilor din cartierul Tineret. Sunt oameni mai modești, cu situații financiare mai deosebite, deci am vrut să venim cu o mică bucurie acum pragul sărbătorilor de Crăciun și sper că s-a bucurat și e foarte bine pentru toți. A fost mult de muncă? Da, foarte multă muncă, dar am reușit. Eu sper că am reușit, după cum vedeți și dumneavoastră, deci după posibilitățile financiare, de mai mult n-am putut face, dar cred că este bine. Și aveți un mesaj pentru cei pe care i-ați adunat și pentru ceilalți pe care îi cunoașteți de aici din cartier? Un mesaj de sărbători, dacă aveți. Le doresc multă sănătate, să le dea Dumnezeu putere de muncă dacă mai au unde munci. Și sper să fie spre un viitor mai bun la anul, în 2012.